Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint un sos bechamel vegan din 3 ingrediente, o rețetă simplă și rapidă, pe care deja v-am promis-o atunci când am realizat rețeta cu ciulamaua de ciuperci cu sos bechamel vegan. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de ml de lapte vegetal, 2 linguri de făină de tapioca, și 3 linguri de ulei de măsline extra virgin, dar pe toate acestea le puteți înlocui cu ceea ce aveți. Și sare sau condimente care sunt opționale și sunt după gustul fiecăruia. Cele 2 linguri de pudră de tapioca sau puteți folosi, cum v-am spus, amidon alimentar de porumb. Le-am pus cu 4-5 linguri de lapte vegetal din cele 500 de ml de lapte și am amestecat până am obținut această compoziție lichidă. O tigaie antiaderentă, am pus-o pe foc mediu, am pus în ea laptele, restul de lapte vegetal până la 500 de ml și am lăsat să fiarbă. Când a început să fiarbă, am adăugat vegeta fără monoglutamat sau sare după gust și apoi am adăugat această compoziție de făină cu lapte și am amestecat până s-a încorporat bine. Am adăugat și cele 3 linguri de ulei de măsline extra virgin, dar așa cum v-am spus, dacă nu aveți acest ulei de măsline, puteți folosi un alt ulei de cocos presat la rece sau un alt ulei care vă place. Dar cred că uleiul de măsline este cel mai bun, zic eu, cel puțin în această rețetă. Am lăsat să fiarbă 10-15 minute și așa cum v-am spus, opțional puteți adăuga o pudră de turmeric, o linguriță rasă, dacă doriți ca acest sos să fie puțin mai gălbui. Puteți adăuga pudră de usturoi, dacă vă place. Puteți adăuga alte condimente după gust. Toate acestea fiind, așa cum v-am spus, opționale. Poate că unii vor spune că nu așa se face această rețetă. Dar, așa cum spunea cineva, în bucătăria mea eu fac ce vreau. Eu am ales și aleg tot timpul să nu prăjesc uleiul și grăsimile în general. Pentru că unii vor spune că trebuia să pun uleiul și făina și apoi laptele. Dar eu aleg întotdeauna să nu prăjesc, pentru că știu că prin prăjire uleiul devine toxic. Și uleiul care este presat la rece își pierde acele proprietăți benefice sănătății noastre. Această rețetă o puteți folosi în tot ceea ce faceți vegan sau de post. Eu vă doresc poftă bună, vă doresc o zi bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. La revedere! O zi bună!